Elevii au primit o platformă de e-learning și un soft educațional cu ajutorul căruia pot învăța cum să-și scrie CV-urile, cum să se prezinte la interviuri, dar și cum să-și administreze banii ori să-și planifice viitorul. În clasa Smart vor avea loc lecții de chimie, fizică, matematică, dar și de română ori limbi străine la care vor avea acces toți elevii școlii. Aveam nevoie de aceste mijloace, tablete, televizoare, pentru a înțelege mai bine tainele matematicii, pentru a intra în universul limbii engleze. Aș putea să mă conectez la această platformă de oriunde în altă parte din școală sau din afara școlii și să ghidez elevii la fel. Echipamentul de ultimă generație a fost câștigat de Colegiul Negruții în urma unui concurs organizat de una dintre cele mai importante companii de IT. Filmul a fost realizat de 5 elevi și a strâns peste 8.000 de like-uri pe internet. Din momentul în care profa de informatică ne-a scos de la ora de mate, a durat 30 de minute etapa de planificare, după care ne-am apucat de filmat chiar următoarea zi. Iar în acea seară chiar a fost finalizat. Aș vrea ca elevii să înțeleagă mult mai bine ceea ce profesorul încearcă să le spună prin diferite prezentări și interfețe grafice. De exemplu, când un profesor va spune ceva, imediat să apară pe tableta respectivă. Pur și simplu, elevul să înțeleagă într-un mod mai eficient ceea ce trebuie să învețe. Suntem siguri că aceste materiale suport vor contribui la sporirea atractivității învățării, vor contribui la, sporirea calității actului didactic. Este vorba de tablete. Ele sunt evident interconectate la un e-board, TV, laptop, deci practic profesorul poate să comunice în timp real cu elevii, poate controla, corecta. Deci, practic, este o soluție care integrează întreaga clasă. La Colegiul Costache Negruții, viitorul începe astăzi. De acum, elevii își pot face temele pe tabletă prin intermediul unui click pe internet. Dotarea clasei Smart a fost posibilă datorită unui parteneriat între Ministerul Educației și un important producător de tehnologie.